Domnul doctor, fiindcă făcea Nils apel la momentul 2012, a ieșit lumea în stradă împotriva intenției de a vă executa în funcție, pentru că vă opuneați privatizării sistemului de urgență. Liberalizării, atenție, da. E o diferență. Da, e drept. După 8 ani de zile se trece direct la privatizare și dumneavoastră sunteți... Tot liberalizare este în formă, așa cum prevede ordonanța, deci este... Care e diferența? Domnul doctor, dar sunteți de acord cu povestea asta? Eu am văzut observațiile. Eu am zis clar punctul meu de vedere că... Ați avizat negativ? Deci am avut un punct de vedere negativ pe partea departamentului. Da. Dar asta s-a dat serviciului juridic. Nici nu știu dacă a avut timp să ajungă până ce s-a emis ordonanță. Ah. Pe partea Comitetului Tehnic Interministerial, într-adevăr, acolo nu ne-a ajuns nicio solicitare și asta e un comitet care comasează oameni din ambele ministere și care poate chema experți și tot și discută doar pe tema urgenței. Acolo să spuneți care sunt sensibilități? Că v-am auzit impactul este. Vă dau câteva exemple. Dați-mi niște exemple. Da, pentru că vorbesc în mod deosebit de articolul 111, care este în cadrul titlului de urgență al legii 95, acolo unde e tratată urgența. Da. Deci, povestea cu pacientul critic, cu bugetul de stat și cu suspiciunea că pacientul ar fi critic. Ideea că tu, un pacient, îl suspicionezi să fie critic, îl faci analize, îl investighezi, după care trimiți factura la bugetul de stat, indiferent care e modalitatea, este exact ce se întâmplă în orice unitate de primire urgență, dar noi nu trimitem facturi, că avem o sumă publică, cunoscută pe salarii, bugetată, pe consumabile, pe tot, bugetată. Orice persoană, și acum, dumneavoastră, eu ca medic, dacă vreau să spun că vă suspicionez de ceva critic, credeți-mă că pot pe hârtie și făcând investigații și tot, să probez, să spun, eu l-am suspicionat, am făcut investigațiile, nu era critic, dar eu l-am suspicionat. Dar m-ați băgat la urgență, la critic, da? Da, și l-am băgat la tomograf, l-am băgat la ecograf, am făcut analize, am făcut bani, totul. Bani. Și astea sunt toți bani, bani. Deci asta este aspectul cel mai periculos din modificarea articolului 111, deci, după care mai vin și alte aspecte. E o chestie discreționară, dacă vreți, da? Eu decid, sau mie mi se pare în momentul ăla, deci, că Raed Arafat arată ca un om în stare și critică. Și asta orice, da, medic poate să o facă. Perfect. Deci asta înseamnă, și să înțelegem, există la acest moment și legea, că să înțeleagă toată lumea, da, legea urgenței, partea de urgență a legii sănătății, nu interzice privatul. Atenție! Deci nu vreau să se înțeleagă greșit. Vă rog, ea permite prezența privatului în sectorul de urgență. Singura chestie care o limitează este accesul privatului la banul public. Și spune că oricine poate să meargă la privat pe urgență sau să cheme o ambulanță, da, privată, pe banii lui sau pe banii asigurărilor private, dacă le are. Dar nu... Pe în momentul public, în care există, că eu vreau să-mi vedem, da, lucruri concrete, domnul doctor, este inginer și mie îmi plac lucrurile clare. Da. Doamne ferește, fac eu acum, să liberalizează, cum spuneți, se liberalizează, nu se, vă dau exemplu. Și suntem la momentul de 0 plus 1, când, okay, s-a liberalizat. Atunci, eu am acum, Doamne ferește, un AVC sau un infart. Da. Sună ăștia la 112 și pot să vină și privații să mă ia și statul, da? Când aud nebunia aia, pe mine mă ia capul, că poți să-ți alegi medicul. Păi eu intubat și cu ăla în mine... Sau accidentat grav și, exact, cu toate tuburile în tine, n-ai ce să alegi. Ce să mai aleg? Mă duce unde tine mă duce salvarea. Exact. Și dacă ei văd că... Și asta se întâmpla inclusiv în unele state din Statele Unite. Așa. La New York, da, în 1995, serviciul de ambulanță era separat de pompier. Așa. Primar era Giuliani. Da. Și la un moment a luat decizia și în 3 luni i-a comasat și a făcut un singur serviciu pompierii și a băgat partea medicală de urgență la pompieri. Okay. Unul din motivele care îl știu de la un coleg care venea des la noi și care lucra în primărie atunci, a fost această mișcare a pacienților după asigurarea lor. Se uita la tine cel de la ambulanță. A, asigurarea e bună. Avem bonus la spitalul ăsta dacă îl ducem acolo. Îl ducea acolo. Aici nu prea e asigurare. Hai să-l ducem dincolo. Încă câteva blocuri dincolo. E un spital public. Intrăm în el. Deci, când intri pe urgență în comerț, în domeniul comercial, da, și o bagi ca o competiție comercială și banul devine subiectul de discuție, pacientul întotdeauna pierde.
În București, să luăm exemplu, da, ce o să fie. Avem câteva UPU-uri publice, cu lipsă de personal și cu finanțare care nu pot să spun că e proastă. Este o finanțare ok, dar care încă mai lasă de dorit, mai ales pe resursele umane. Încă trebuie suplimentate resursele umane. Ok. Deschizi sistemul, liberalizezi sistemul de urgență. Avem un spital privat cu un UPU. Am mai avut unul care a încercat să deschidă UPU și ne-a luat medicii de la un spital public. Da. Ce s-a întâmplat atunci, acum vreo 2 ani? S-a închis UPU de la spitalul public și a rămas închis câteva luni de zile. Nu găseam medici pentru el. Bun. Mai ales că angajarea unui medic în sectorul public este foarte dificilă. De acord. Și până s-au întors medicii respectiv, o parte dintre ei înapoi și am redeschis spitalul. Deci, odată la mână o să fie fluctuație mare de personal. O să pierdem personal din sectorul public, o să meargă o parte din ei la sectorul privat, o să avem automat lipsă de personal în sectorul public, unde vor continua să meargă foarte mulți pacienți, mai ales cei care n-au posibilități, care nu pot aibă coplată una alta. Asta înseamnă că noi afectăm sectorul public foarte serios, nu numai la nivel de UPU, și la nivel de ce fac acești medici. Acești medici sunt pe mașinile de terapie intensivă, sunt pe elicopter, sunt pe avion, sunt peste tot. Cu cât îți scade numărul medicilor acolo sau nu mai poți să-i ții și-i pierzi, tu începi să-ți reduci activitatea. Da. Deci acest lucru nu aduce un sistem mai bun. Suplinește sistemul privat, ca să mă fac eu... Că să înlocuiască, nici vorbă. Nu va putea să înlocuiască ce facem noi acum, eforturile și ce facem noi. Vă întreb așa o estimare. Ar costa de 2-3 ori mai mult dacă îl face un privat cu profitul asta lui cu tot. Asta vă întreb, cât face... Cât costă acum să-ți faci... Presupun că de mâine... Deci haideți să vă dau așa. Ta. Vă cât dau un să faci un UPU... Cu care să te bați cu spitalele mari de stat. Deci dacă vreți să luăm UPU pe linie privată, da, luăm Statele Unite. Știți ce înseamnă o vizită într-un UPU? Calculat acolo, știți cum calculează. Intri în UPU, te vede primul medic, face factura pentru că te-a văzut. Consultă un chirurg, vine, face factura că te-a văzut. Consultă un ortoped, vine, face factura că te-a văzut. Care la noi acum se fac în timpul gărzii de la spital. De asta acolo. Nu se facturează și tot. În secunda în care a intrat pe sistemul asta, o vizită la un UPU, peste 2-3 ani, că nu o vor face imediat, s-ar putea să te coste și 10.000 de lei. În Statele Unite ieși cu o răceală și o febră, ieși cu 3.000 de dolari factură. Deci... Să intre lumea și să vadă, nu o spun eu. Eu vă întreb... La New York Times, ca să continui, la New York Times există un articol scris în 2015-2016, dar care este foarte elocvent și au mai fost scrise alte articole similare la Washington Post și altele. Articolul spune așa, Lifeline and High Sky Bill, adică linie de viață și o factură până în cer. Despre ce era vorba? O persoană la care a fost trimis elicopterul de către cei de la 911, de la 911, similar 112, persoană căzută de la înălțime, nu i-a solicitat elicopterul. A venit elicopterul, a luat-o, a dus-o la spital, i s-a salvat viața totul și a venit factura elicopterului la asigurări. 43 sau 47 de mii de dolari. Și asigurările au zis, asta nu intră în factură, nu o plătim. Firma de elicoptere s-a îndreptat împotriva persoanei să-i vândă casa. De aici a ajuns la New York Times povestea. Deci nu putem să ajungem acolo. Nu, indiferent ce facem, în câțiva ani de zile, asta va fi scopul în final. Cât de mult scoatem bani, ce cât faci, de mult dacă facem asta profit. Trece împotriva opoziției noastră, mai stați? Dacă asta devine modul de lucru, nici nu mai are rost să stea oricine, pentru că tot sistemul care există acum va trebui manageriat total altfel. Filozofia managementului sistemului de urgență din România trebuie schimbată. În secunda în care comercianții vor pune picior în sistemul de urgență, filozofia actuală de management a sistemului de urgență al nostru național, tot, trebuie schimbată. Nu poate lucra Raeda Arafat și într-o nouă filozofie a sistemului de urgență? Deci, de a poate să lucreze, să tolereze niște chestii, dacă vrea, poate, dar poate că nu vrea să facă asta. Bine, asta întrebare. Tu ziceți că poate. Întrebarea e dacă vrea. Deci, problema este că în secunda în care comercianții au intrat, eu nu o să stau niciodată să negociez pe prețuri, pe tarife, pe una, pe alta, pe profit, pe tot, știind că vorbim de stopuri cardiace, de accidente rutiere, de bolnavi, care n-au nicio părere despre ce se va întâmpla cu ei când sunt în comă și care... Nu pot să particip la o chestie în care ei să devină marfa altora. Asta să zicem din partea morală
și etică ca medic. Mai aveți oferte de afară, domnul doctor? Destule. Stați liniștit, nu se pune problemă. Păi nu, dat fiind, și v-am pus o întrebare într-o calitate, mă rog, pentru care n-am niciun merit. Dar a povestit domnul Chiriac un episod din Doha, în care vi s-a oferit greutatea noastră în aur ca să le preluați. Metaforic, zic. Metaforic, dar recunosc cu toată dragostea. Eram patru oameni acolo. Domnul doctor Arafat, domnul Ponta, Chiriac și cu mine, pe lângă partea adversă. Deci era delegația oficială. Pot depune mărturie pentru existența acelui moment. Mai e valabilă oferta aia, domnul doctor? Nu știu dacă oferta asta e valabilă. Eu nu pun problema că o să plec pentru că m-am supărat și plec. Nu asta este problema. Problema este că noi construim un sistem de 30 de ani. Eu cu colegii, noi, pentru că suntem mulți. Construim acest sistem de 30 de ani. Avem foarte multe lucruri realizate și încă mai avem mult de realizat. Pe linia de pompieri, de aviație, de tot. Când vezi că aceste lucruri toate se trage frână și începem să ne jucăm de a comerț, afaceri, alta liberalizare de sistem de urgență, hai să-l lăsăm și pe asta să ia niște bani, înseamnă că toată această construcție începe să se ducă. Nu pot să asist la o chestie care am început să o construiesc și care cred că are potențial foarte bun pentru România să fie unul dintre sistemele model în Europa și e și acum pe anumite segmente de ale lui, să vin să spun că acum particip la dărâmarea lui bucată cu bucată.